Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, pe lângă protestele începute de proprii angajați, se pare că trebuie să se mai confrunte cu încă o problemă. Surse din Ministerul Agriculturii, preluate de presă, vorbesc despre încălcări repetate ale legii achizițiilor publice și chiar despre intenția de favorizare a unora dintre firmele participante la licitațiile organizate de APIA. Se pare că în interiorul agenției a fost dată peste cap toată procedura juridică prin care instituția trebuie să contracteze mentenanța softului, prin care se fac plățile din bani europeni. La mijloc sunt sute de milioane de euro care ar trebui să ajungă la fermieri. Inițial, prin licitație, desigur publică, a câștigat o companie a cărui șef acum stă oarecum liniștit undeva prin capitala Iugoslaviei. Dar, cum contractul se apropie de final, acum anumiți directori din APIA cern apele pentru ca alte firme, aflate sub influența aceluiași român, care stă oarecum liniștit în Belgrad, să câștige softul și mentenanța prin care se fac plățile din bani europeni. Contractul este de peste 20 de milioane de euro și trebuie să facem precizarea că toate aceste informații au apărut în presa online, știrpesurse.ro și românia citând surse din Ministerul Agriculturii.